Ni se alătură dintr-un moment într-altul și reprezentanții Consiliului Județean, respectiv a Inspectoratului Școlar General. Doamnelor și domnilor, evident, alături de noi domnul viceprimar Valeriu Caragață. Am să rog pe cei 6 domn director să ni se alăture. Începem cu doamna director Angelica Dobre din partea liceului Mihail Cogălnicianu. Doamna profesor director Mihaela Lefter din partea liceului cu program sportiv. Domnul profesor Dan Măgureanu din partea grupului școlar industrial Ion Mincu. Din partea grupului școlar industrial Ștefan Procopiu, domnul profesor director Romel Vicol. Din partea liceului teoretic Emil Racoviță, doamna profesor Anca Anușcă Popa. Din partea colegiului economic Anghel Rugina, doamna profesor Mihaela Zărnescu. Domnule primar, vă rog să rostiți acestor 1131 de tineri absolvenți de liceu cuvintele din partea principalului organizator. Domnule primar, vă rog. Didactice, stimați participanți, astăzi, 9 iunie 2010, Vasluiul este în sărbătoare. O nouă generație de elevi ai liceilor vasluiene își încheie activitatea, pornind mai departe spre definirea pregătirii profesionale. Pentru munca depusă până acum de voi, dragi elevi, împreună cu cadrele didactice, vă felicit și vă doresc succes în continuare. Dragi elevi, sunt momente în viață pe care nu vi le poate răpi nimeni. Uitați-vă la voi astăzi. Sunteți frumoși, sunteți veseli, sunteți clipitori. Acum este vremea cea mai frumoasă pentru a visa. Visul despre cum vreți să fiți, despre felul de viață pe care vreți să vă construiți. Credeți în acest vis. Fiți pregătiți să munciți pentru el, indiferent de ce se întâmplă în jurul vostru. Amintiți-vă întotdeauna că fiecare vis este important pentru că este visul vostru. Din această clipă sunteți legați pe viață. Mult noroc! Sentința care urmează e fără drept de apel. Sunteți absolvenți! Mă uit la voi și mă enervez. Cât de frumoși și cât de tineri sunteți! Trebuie să recunosc că este o zi cu o mare încărcătură emoțională și pentru voi și pentru noi. Deci, dragi absolvenți, dragi profesori, dragi părinți, dragi invitați, toți cei care sunteți prezenți, astăzi este o zi deosebită și aici trebuie să spun primăriei, organizatorului, că este o inițiativă foarte bună și foarte frumoasă ca să sărbătorim astăzi ziua absolventului, fiindcă toți am fost absolvenți și noi, odată, cândva, o trecut timpul, dar să nu uităm că în fiecare an vine câte o generație nouă și această generație trebuie sărbătorită, că această generație este viitorul țării. Eu, în numele meu și a instituției pe care o reprezint, vă urez baftă! Vă mulțumim, domnule prefect!
mulțumim Coralei Fantasia. Este vorba de domnul Lucian Robert Luca. Lucian, media, are media pe cei 4 ani de liceu, 9,94. De asemenea, invităm pe cea care va prelua ștafeta de la domnul Lucian, pe domnișoara Laura Benchea. Doamna director, vă rog. Stimați invitați, stimați colegi, dragi elevi, momentul pe care îl trăim împreună cu ocazia zilei absolventului este un moment solemn pentru care mulțumim primăriei Vaslui. Această primărie a avut inițiativa de a mobiliza 1000 de tineri entuziaști care își fac astfel intrarea în viață. Își fac intrarea în viață într-o societate care a devenit a lor. O societate pe care filozoful francez Alain Finkielkraut o numea o societate devenită adolescentă, în care valorile tradiționale s-au modificat, în care conversația a fost înlocuită cu gestul sau cu mesul sau cu Facebook-ul sau chiar cu muzica. Deci în această societate modernă, școala este și ea modernă, dar elevii au devenit postmodern, astfel încât noi toți ceilalți trebuie să fugim după ei și să ne aprofundăm și noi, să învățăm valorile tineretului. Voi o puteți trăi sau o libertate căreia puteți să-i puneți și limite, pentru că libertatea poate să fie și prieten și dușman pentru orice tânăr. Doar 6 medii de 9, restul de 10 în 4 ani de liceu. Felicitări, nici nu știu să mă apropii mai mult de tine, poate se ia. Cea care este responsabilizată, începând din acest moment, din partea liceului Mihail Cogălnicianu, domnișoara Laura Benchea. Lucian, te rog să predai cheia succesului liceului Mihail Cogălnicianu colegei tale. Totodată nu pot să le urez decât multă baftă și să ducă spiritul LMK mai departe. Laura, câte medii de 9 ai tu deocamdată? Spune-ne, dar fii sinceră. Cred că 5. 5. N-ai voie decât la una singură în clasa 12-a. De clasa 11-a, Alexandru Macovei. Alexandru, te rog să vii alături de noi. Doamna profesor, vă rog. Bună ziua, LPS! Bună ziua, LMK! Bună ziua, Ion Mincu! Bună ziua, Emil Racoviță! Bună ziua, Angel Rugină! Bună ziua, Ștefan Procopiu! Împărtășesc emoția dumneavoastră rememorând propria adolescență și mă bucur că astăzi Primăria Municipiului Vaslui ne-a oferit prilejul de a sărbători împreună momentul absolvirii. Felicitări, promoția 2010! Noi reprezentăm cea mai tânără instituție din liceală din Municipiul Vaslui. Funcționăm de numai 17 ani.